La sfârșitul clasei a patra, pentru sărbarea de sfârșit de an, am avut ambiția să susțin de unul singur un recital la violoncel. Cu toate că mă pregătisem foarte mult pentru acest eveniment, aveam emoții și mă așteptam să fiu din nou agresat. Unii copii au încercat din răsputeri să-mi strice momentul, însă recitalul meu a fost de mare succes. La final, în mulțimea de aplauze venite din toate părțile, pe acea mică scenă, am înțeles ceva foarte important. De fapt, nu cei discriminați sunt o minoritate, ci doar cei care discriminează. Stă în puterea noastră să nu dăm curs instigărilor la ură rasială sau la discriminare. Stă în puterea noastră să descurajăm ura. Tradițional Cuisine, locul unde găsești cea mai bună mâncare, gustoasă, proaspătă și de calitate, pregătită de profesioniști cu meniul zilei la alegere. Bucătăria tradițională pusă în valoare la cel mai înalt nivel. Doar o vizită acolo și devii clientul permanent care apreciază calitatea produselor, curățenia și amabilitatea personalului. Gurmanzii găsesc aici porții mari la preț avantajos. Tradițional Cuisine este locul unde economisești bani și ai parte de surprize culinare deosebite. Nu lipsesc deserturile delicioase și apetisante, savarine, clătite sau papanași. Masa se poate consuma la locația de pe strada depozitelor numărul 5 sau cu livrare la pachet. Meniul zilei la Tradițional Cuisine este o alegere inspirată. Comenzi se pot face la telefon 0736736717. Rapid, profesionist și eficient, Dedechim, compania numărul 1 din vestul țării, oferă servicii de top în domeniul deratizării, dezinsecției, dezinfecției și tratamentelor fitosanitare. Cu experiență de 30 de ani pe piață, specialiștii Dedechim vă ajută cu cele mai bune soluții pentru combaterea dăunătorilor de mici și mari dimensiuni, indiferent de spațiu interior sau exterior. Personalul calificat și autorizat pentru astfel de lucrări intervine cu cele mai potrivite metode și produse performante în locuințe, în scările blocurilor, instituții publice, birouri, spații comerciale, unități medicale și școlare. Se acționează operativ pe domeniul public în parcuri și zone verzi. Calitatea serviciilor Dedechim are ca scop protejarea sănătății publice și îmbunătățirea vieții oamenilor. Dedechim, un plus de siguranță pentru dumneavoastră. Vino la Catena! Super campania frumuseții a luat startul! Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, Rilastin, Ducre, Aven, Bioderma și Gerovital Derma Plus cu reduceri de până la 40%. Ați votat Catena, lanțul cu cel mai bun raport calitate-preț din România. Vă mulțumim! Trăiește curat! Colectează separat! Veniți cu mic, cu mare! Iar dăm cărucioare! Și bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem astăzi alături de voi împreună cu domnul dr. Andrei Mihăilă, medic veterinar la Spitalul Veterinar din Deva. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aduceți vești foarte bune pentru iubitorii de animale și vreau să ne spuneți despre ce este vorba. Știm că va avea loc o inaugurare.
Desigur, vreau să vă prezint un vis de-al nostru, un vis care, din fericire, a ajuns la maturitate, a ajuns în punctul cel mai culminant. Este vorba despre un centru de imagistică veterinară avansată, cu ajutorul căruia putem să ducem mai departe acest vis. Este vorba despre un computer tomograf, un aparat foarte avansat pentru diagnosticul imagistic. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să implementăm acest aparat, să-l aducem la noi în cadrul Spitalului Andivet și sperăm din tot sufletul să venim în beneficiul animăluțelor și să le putem ajuta mai mult în tot ce ține partea de diagnostic și tot ce ține partea de tratament. Știm cu toții ce înseamnă un computer tomograf, dar vrem să ne spuneți dumneavoastră exact cu ce anume vă ajută. Computerul tomograf, practic, este un aparat de radiologie. El emite radiații. Practic este un aparat de radiologie cumva mobil, pentru că el se învârte, este o, să spunem așa, în termeni inginerești, este un gantry, adică o cupolă, un cerc, în care acest aparat RX se învârte la anumite rotații și emană acele radiografii. Practic face mai multe poze într-o scanare, iar cu ajutorul softului și cu ajutorul calculatorului poate aceste felii sau slice-uri, cum se numesc ele în termeni medicali, produce sau poate construi o imagine 3D sau poate construi niște reconstrucții anatomice foarte utile pentru un diagnostic cât mai concret. Care sunt afecțiunile pe care le poate detecta acest aparat? Foarte multe afecțiuni, dintre cele mai, să spunem, cele mai uzuale sau cele mai frecvente afecțiuni sunt cele oncologice. De asemenea, ne ajută foarte mult să determinăm anumite regiuni. De exemplu, avem protocoale speciale de scanare al capului. Acolo putem să examinăm dacă există ceva infecții, dacă există modificări anatomice ale creierului, chiar și anumite tumori. De asemenea, ne ajută foarte mult la pacienții cu paralizii, cu paraplegii, cu pacienții care nu se pot deplasa și ne ajută să le scanăm coloana vertebrală, să vedem dacă este o hernie de disc sau este o afectare la nivelul corpului vertebral. De asemenea, dacă sunt fracturi la acel nivel, dacă măduva este afectată. De asemenea, putem scana plămânii, putem să facem un screening la nivelul plămânilor, de asemenea chiar și inima. Partea de abdomen, tot ce ține organele interne, vorbim aici de ficat, pancreas, rinichi, intestine, vezică urinară, putem să le scanăm foarte bine și putem să vedem acele regiuni anatomice. Și de asemenea extremitățile, cum sunt membrele, articulațiile. Ce ne puteți spune despre substanțele de contrast care se folosesc? Da, există mai multe tipuri de substanțe de contrast. Acestea sunt folosite pentru a evidenția anumite regiuni în două faze, practic. Prima fază este faza arterială. Atunci când injectăm substanța de contrast, o vedem, practic ea este evidențiată foarte bine și o vedem în artere. Iar a doua fază este faza venoasă, când ea practic este în venele principale și în venele secundare. Deci, datorită acestui computer tomograf, putem spune că poate animăluțele noastre vor fi diagnosticate din timp. Să nu ajungă într-o stare mult mai gravă, când deja semnele sunt evidente. Sigur că da. Computerul tomograf poate să evidențieze
boli care sunt în stadiu incipient. Poate să evidențieze, de exemplu, putem scana cu ajutorul lui slice-urile, adică feliile acelea secvențiale prin care el le reconstruiește, de 0,1 mm. Deci gândiți-vă că 0,1 mm este foarte, foarte mic. Nu putem să vedem anumite afecțiuni cu ajutorul altor aparate, cum este aparatul de radiologie sau cum este aparatul cu ultrasunete, ecografia. De asemenea, ne ajută să evidențiem anumite regiuni greu de observat cu alte aparate, cum este cutia craniană, adică creierul. Este foarte greu să-l putem evidenția cu alte investigații. Și atunci, din punctul nostru de vedere, este un pas înainte și este un pas înainte pentru ajutorul animăluțelor, pentru, să spunem așa, tratamentul lor și pentru un diagnostic cât mai cert și cât mai concret. Asta înseamnă și că o tumoare poate fi operată din timp, nu-i așa? Adică până să ajungă ea să se dezvolte și poate devine în acel moment inoperabilă. Sigur că da. Putem să evidențiem formațiunile tumorale cu această substanță de contrast. Marea majoritate a formațiunilor tumorale au nevoie de aport sanguin, deci practic ele prezintă vase de sânge și atunci această substanță de contrast ajunge la nivelul lor și ne poate evidenția structura, ne poate evidenția vascularitatea, cât sunt de vasculare, ne poate evidenția regiunile, pentru că, de exemplu, sunt anumite regiuni sau sunt anumite formațiuni care apar la nivelul nervilor și atunci nu poți interveni acolo fără a ști exact ce regiune este și ce țesut este afectat, cum sunt nervii, vase de sânge principale. Nu poți să operezi un pacient care are o formațiune la nivelul aortei, pentru că cu siguranță vor fi complicații sau vor apărea riscuri foarte mari. Cât de des apare cancerul în cazul animăluțelor? Vedem că la oameni nu prea ține cont nici de vârstă, poate nici de mediul în care au trăit. Așa este. Din nefericire și în lumea animalelor, aici vorbim animale de companie, câini, pisici, vedem tot mai des formațiuni sau, să spunem așa, cancere, tot mai des la vârste fragede. Să nu mai spunem de vârstele înaintate, căței peste 10 anișori. Marea majoritate sunt considerați câini geriatrici și de cele mai multe ori au câte o formațiune tumorală. Care credeți că este motivul pentru care apare această boală, având în vedere că animăluțele de companie nu au vicii, să spunem așa? Da, din păcate nu v-aș putea spune cu exactitate. Există mai mulți factori. Să spunem, mulți autori încearcă să, sau mulți cercetători își dau interesul să ajungă la o concluzie. Din păcate nu este un singur factor. Se spune că sunt mai mulți factori care pot să declanșeze acest lucru. Vă pot enumera câțiva mai principali. Unii spun că pe fond genetic. Este o genă care declanșează aceste formațiuni, să spunem așa. Practic, ce înseamnă o formațiune sau ce înseamnă un cancer? Pot să intru un pic în detalii să vă explic. Există două tipuri de formațiuni. Formațiunile benigne, care practic aceste formațiuni tumorale doar cresc într-un anumit loc și practic nu se răspândesc. A doua formă de tumori sunt tumorile maligne. Asta ce înseamnă? Că pe lângă formațiunea primară, adică locul unde au apărut prima dată, ele trimit celule și în alte organe sau în alte țesuturi și practic se răspândesc și la acel nivel. Și atunci, practic, dintr-o formațiune, într-un anumit interval de timp, putem avea alte 1000 de formațiuni. Și atunci prognosticul din start este nefavorabil în aceste formațiuni. Și de asemenea, în momentul în care există o tumoră benignă, trebuie să fim atenți pe viitor pentru că ea se poate transforma într-una malignă sau spunem este benignă, nu ne facem griji? Acest diagnostic îl oferim cu ajutorul colegilor de la
de la examenul histopatologic, de la centrul unde noi trimitem aceste probe, iar colegii de acolo ne pot spune ce fel de tumoră este, ne pot spune unde se răspândește această tumoră, organele preponderent unde poate să metastazeze, și de asemenea ne poate oferi un prognostic, adică ne spune, este o formațiune foarte agresivă, adică se va răspândi într-un timp foarte scurt și poate să apară și în alte locuri. Vremea este foarte schimbătoare și aș vrea, când este foarte cald, când vedem ploi și răcoare, în această perioadă de vară, care sunt cele mai dese afecțiuni care apar la animăluțele noastre de companie? Printre cele mai frecvente afecțiuni este pruritul, scărpinatul, în sezonul cald. Sunt mai multe, să spunem așa, sunt mai mulți factori care declanșează pruritul, scărpinatul excesiv. În sezonul cald putem discuta de alergiile la saliva de purici, deci tot ce ține partea de alergeni ai puricilor. De asemenea, aceste plante din mediu care pot să declanșeze alergii. Care sunt aceste plante? Cele mai frecvente în sezonul cald sunt, să zicem așa, plantele perene, care practic cresc de la sine și se răspândesc destul de ușor. Iar în sezonul mai de toamnă, sfârșit de vară, început de toamnă, cea mai frecventă și, să spunem așa, planta cu potențialul cel mai crescut de alergii este ambrozia. După cum știți și la oameni, creează aceste probleme, poate și la animăluțe să creeze. De asemenea, noi putem, în cadrul Spitalului Andipet, avem posibilitatea, cu ajutorul unei colege care este specialistă pe dermatologie, putem să efectuăm aceste teste prin care, sau cu ajutorul cărora, putem să determinăm alergenii la care animăluțul nostru este alergic. Există două tipuri de teste. Există testele serologice, adică recoltăm sânge, există un aparat, punem sângele în aparat, iar aparatul ne determină ce alergeni avem sau ce alergii avem. Iată, pe lângă computerul tomograf aveți și aceste teste pe sigur care le puteți face. Sigur că da. Și al doilea tip de test este un test, să spunem așa, mai rudimentar, un test foarte clasic, dar cu o rată de succes foarte mare și cu, să spunem așa, o rată de exactitate foarte mare, este testul intradermic. Asta ce înseamnă sau cum se procedează? Animăluțul este tuns pe una din părțile costale, deci unde se află coastele, este tuns, să spunem așa, 10 cm pe 10 cm, iar la acel nivel noi avem o serie de alergeni sau grupuri de alergeni prin care le introducem sub piele. Așteptăm o anumită perioadă de timp, iar după acest interval de timp, practic vom vedea o reacție inflamatorie și vom vedea o reacție de inflamație la nivelul unde am injectat acel alergen. Și în funcție de această inflamație avem un barem cu ajutorul căruia noi putem să determinăm tipul de alergen și putem să îi acordăm o notă cât este de alergic la acel alergen. În această perioadă ne dorim cu toții să ieșim cât mai mult afară. Dacă avem și animăluțe, cu atât mai bine, ne lăsăm să alege libere pe iarbă bucuria lor. Cât de periculoase sunt căpușele și aristele? Sunt foarte periculoase. Aici vorbim de ectoparaziți, adică paraziții din exterior. Vorbim de purici, vorbim de căpușe, vorbim chiar și de insecte, țânțari. Pot să transmită destul de multe boli foarte grave la animăluțe și, din fericire, care pot fi prevenite foarte ușor cu anumite substanțe antideparazitante și putem să le prevenim mult mai ușor decât să le tratăm. Sunt boli foarte grave care, dacă sunt lăsate până în ultimele stadii, chiar pot să provoace decese. Și atunci este mult mai ușor să le prevenim decât să le tratăm.
De asemenea, în sezonul cald este foarte important să, dacă mergem în, ieșim în perioada când este foarte cald, să avem tot timpul o sticlă sau să avem un castron de apă unde putem să le oferim animalelor, să le hidratăm cu apă. De asemenea, este foarte important să evităm perioada când, sau să spunem așa, perioada critică, când temperaturile sunt foarte crescute. De asemenea, foarte important să nu lăsăm niciodată animăluțele în mașină, că mai există tot felul de... Nu putem intra cu ele în magazine și atunci le lăsăm în mașină. Le lăsăm în mașină, anul e foarte cald, lăsăm geamul deschis, e tot în regulă, este foarte cald de cele mai multe ori. Noi nu putem să conștientizăm acea temperatură ridicată care poate să se producă în interiorul mașinii. Și de asemenea pot să provoace tot felul de afecțiuni la nivelul respirator sau chiar cardiovascular. Și avem foarte multe cazuri, mai ales la rasele brahicefalice, unde din start acele animăluțe suferă de o insuficiență respiratorie, pot să le provoace foarte multă suferință și de multe ori vin la noi cu insuficiențe respiratorii, cu hipertermie, chiar de multe ori unele vin săracele în colaps, în comă și trebuie să le acordăm primul ajutor. Ați spus un lucru foarte important, nu le lăsăm singure în mașină, nici măcar cu geamul deschis. Da, din punctul meu de vedere eu nu aș recomanda acest lucru, pentru că poate să provoace multe afecțiuni. Cu aerul condiționat deschis, putem să lăsăm. Dacă este o temperatură constantă în mașină și temperatura este optimă pentru animăluț, da, este acceptat. Mai spuneți-ne, vă rugăm, vedem deseori animăluțul nostru stând liniștit și când ne ducem îl vedem tremurând. Care ar putea fi motivele? Motivele sunt multiple. Atunci când animăluțul prezintă un tremur, poate să prezinte o durere. Este un simptom, să spunem, nespecific, care nu ne poate spune exact care este problema sau care este boala de care suferă, dar recomandarea mea este să îl ducem la un medic veterinar pentru un consult, mai ales că poate să fie o problemă destul de gravă și atunci trebuie să-l examinăm, să eventual dacă sunt nevoie să efectuăm niște investigații, atât imagistice cât și de laborator, pentru un diagnostic cât mai concret. Animăluțele care tremură pe timp de iarnă, dar au părul lung, noi știm că blana cumva le protejează de temperaturile de afară, din casă, tremură de frig sau atunci ar fi un semn că poate au o problemă de sănătate? Poate să fie. De cele mai multe ori animăluțele cu părul lung sau blană nu tremură în sezonul rece sau nu suferă de hipotermie, pentru că ele își reglează foarte ușor temperatura internă, temperatura la nivelul organismului. De cele mai multe ori pot să apară probleme articulare, pot să apară probleme la nivelul coloanei vertebrale, să apară o durere, practic este o durere la nivelul nervilor sau o durere la nivelul coloanei vertebrale. Aici vorbim de o compresiune medulară sau pot să fie tot felul de afecțiuni care pot să le determină. De cele mai multe ori nu din cauza frigului, ci din cauza altor afecțiuni. De exemplu, animăluțele cu păr scurt, da, de cele mai multe ori le vedem ziua, le vedem cu tremurând, vor să se ascundă, să-și caute un culcuș, da, este de la temperatura scăzută. Atunci când ne cumpărăm un animăluț, de ce trebuie să ținem cont? În primul rând, trebuie să ne gândim la timpul nostru liber, pentru că este cel mai important lucru din punctul meu de vedere, sau să ne gândim la cât timp putem să-i acordăm acelui animăluț. Din punctul meu de vedere, căței au nevoie de foarte mult timp să stăm lângă ei, să le acordăm atenție, au nevoie de afecțiune.
Este mult mai ușor pentru persoanele care nu au foarte mult timp la dispoziție sau nu vor să călătorească foarte mult, atunci aș recomanda poate o pisică sau un animăluț mai exotic. Aici vorbim de niște pești sau niște peruși, papagali, hamsteri și porcușori de Guinea. Trebuie să ne gândim foarte mult și unde va locui acel animăluț, pentru că nu este tot una să avem un Terra Nova sau un cățel de talie foarte mare să-l ținem în apartament. Nu va fi ușor nici pentru noi și nici pentru el, pentru că nu va avea suficient spațiu, nu se va putea deplasa. Trebuie să ne gândim foarte mult și la un câine, la temperamentul lui, adică sau la caracteristicile lui, pentru că, de exemplu, dacă ne gândim la un terier sau la un beagle, sunt niște rase care sunt foarte active, au nevoie de spațiu, au nevoie să se deplaseze, au nevoie de activitate. Le este foarte greu să se acomodeze într-un apartament. Și atunci trebuie să ne gândim la fiecare să spunem așa, rol ce-l avem pentru a ne alege cu ușurință un animăluț. Ce să nu uităm că animăluțele se pot îmbolnăvi. Și sunt mulți care în momentul în care li se îmbolnăvește animăluțul preferă să-l dea altcuiva ca să nu mai meargă cu el la medicul veterinar, pentru că încep drumurile. Este mult mai greu. Ce părere aveți de acest lucru? Sau când ar trebui să mergem la medicul veterinar? Trebuie să mergem la medicul veterinar de atâtea ori de câte este nevoie. De exemplu, dacă animăluțul suferă, nu mai mănâncă, este apatic, după cum a spus mai devreme, tremură, are un simptom principal, trebuie să-l ducem la medicul veterinar. Cel mai probabil suferă de o afecțiune și atunci este important să determinăm ce afecțiune este și să îl putem ajuta cât mai ușor. O să mă mai întreb ceva, pentru că vedem că în adăposturi, fie că sunt de stat, fie că sunt publice, sunt foarte, foarte multe animăluțe. Care credeți că este soluția să nu le mai găsim acolo, ci poate într-o familie iubitoare? Sau ce am putea noi să facem să venim în ajutorul lor? Soluția este foarte simplă, să mergem să adoptăm cât mai mult, să ne îngrijim de animăluțele acelea care, dragele de ele, nu au nicio vină că au ajuns în adăpost și probabil că marea majoritate sunt animăluțe, să spunem, ușor adaptabile într-o familie sau într-o, să spunem așa, chiar și unor persoane singure. Unii se tem să adopte pentru că se gândesc că poate ar avea mai multe boli pentru că ar fi crescut, să spunem, pe stradă. Ce părere aveți? Nu neapărat. Aici poate să fie o discuție mai lungă. Din punctul meu de vedere, nu este neapărat să fie cu probleme. Atâta timp cât adoptăm un animăluț, îl duce la medicul veterinar, îl consultă, îl examinează, din punctul meu de vedere, nu cred că pot să apară probleme. Acum, bineînțeles, aici putem să discutăm despre bolile genetice, că nu le știm gena, nu știm rasa, la ce boli genetice e predispusă și atunci, din punctul acesta de vedere, cumva este un semn de întrebare. Dar, din punctul meu de vedere, pentru acest lucru, eu aș recomanda adopția. Patrupezii maidanezi sunt cumva mai rezistenți la boli, tocmai pentru că trăim pe stradă și au creat o anumită imunitate, spre deosebire de cei de rasă care cumva au stat mai mult în casă. Este adevărat sau este doar un mit? Nu este un mit, chiar este adevărat, deoarece aceste animăluțe, nefiind, să spunem așa, imunizate sau nefiind duse la un medic veterinar sau îngrijite, ele practic trec prin mai multe boli pe parcursul vieții și marea majoritate trec cu bine peste ele și atunci își formează acei anticorpi, se imunizează, se imunizare naturală. Și atunci, da, este un pic de adevăr sau să spunem așa, are o logică medicală. Deci nu ar trebui să ne temem să adoptăm animăluțe de la adăpost? Din punctul meu de vedere, nu. Aș vrea să ne mai spuneți
câteva cazuri care v-au impresionat în decursul carierei dumneavoastră. Da, am avut chiar zilele trecute, am avut un caz care ne-a impresionat nu numai pe mine, chiar pe întreaga echipă. Un caz cu un cățeluș foarte tânăr, în vârstă de 3 anișori, Axi se numea. Proprietarii au venit cu el, să spunem așa, cumva în disperare, pentru că el suferea, era în comă. Ce s-a întâmplat? Fiind un cățel foarte activ, un bișonel, a ajuns cumva din greșeală la, să spunem, cutia cu medicamente și a înghițit niște substanțe foarte toxice pentru animăluțe, niște medicamente de uz uman. Iar datorită acestui fapt a început să prezinte simptome, a fost în comă, a avut crize de epilepsie, pur și simplu nu răspundea la terapie, proprietarii își doreau foarte mult să-l ajute, se simțeau cumva și vinovați că s-a întâmplat acest lucru nefericit și s-a prezentat la noi, l-am internat, a stat la noi aproape o săptămână de zile. Și primele zile, primele 4, chiar 5 zile a fost foarte rău, deci aproape nu-i dădea nimeni nicio șansă, deci chiar eram toți, să spunem, chiar ne durea cumva și pe noi când vedeam suferința lui și proprietarii cât de mult își doreau să-l ajute și să încerce, să facă tot posibilul să-l salveze, practic. Și chiar ne-a impresionat și pe noi că după câteva zile de tratament și a început să își revină treptat și ne-a impresionat foarte, foarte mult, chiar pe unii colegi au început să plângă și să fie foarte impresionați de acest fapt când au ajuns proprietarii la cățel. S-a bucurat foarte tare, i-a recunoscut, a început să dea din coadă, a început să nu putea să stea pe picioare atunci când au venit prima dată, dar i-a recunoscut și era deja un pic mai bine, iar doamnele atât de tare s-au bucurat încât îl țineau în brațe și îl strângeau atât de tare, deci ne-a impresionat până la lacrimi pe toți și ne-am bucurat foarte mult că am reușit să ajutăm acest animăluț și să-l salvăm, să reușim să-l readucem la să zicem așa, la sănătate, să-i reacordăm ajutorul. Deci chiar și atunci când pronosticul este foarte, foarte rezervat și, mă rog, ne gândim la ce este mai rău că se va întâmpla în scurt timp, este bine să nu renunțăm la luptă. Așa și este. Să o continuăm așa până... Este. De cele mai multe ori există minuni și în medicina veterinară. Care credeți că este cea mai mare minune pe care dumneavoastră ați realizat-o în acest domeniu? Din punctul meu de vedere, orice medic veterinar, să spunem așa, este înzestrat cu această minune, să spunem. Din punctul meu de vedere, simplul fapt că poți să dai o mână de ajutor și poți să ajuți animăluțele, pentru mine este o minune, zi de zi. Am văzut pe rețelele de socializare și persoane care spuneau că bănuiesc că animăluțul lor a fost otrăvit și întrebau pe rețelele de socializare ce să facă imediat ca să-l salveze până ajung la medicul veterinar. Ce le sfătuiți? Unii spun că trebuie să le dea lapte, alții spun că nu, că nu ar fi bun laptele, că ar împrăștia o travă în organism. Care sunt sfaturile? Ce le spuneți? Ce le recomandăm este să meargă la unitate veterinară în cel mai scurt timp posibil, iar dacă acest lucru nu este posibil în cel mai scurt timp, aș recomanda să încerce să le administreze cărbune medicinal, pentru că acest cărbune medicinal poate să mai absorbă din acele substanțe toxice și să nu le dea posibilitatea să se absorbă la nivel intestinal și să ajungă în sânge. Dar cel mai important este să fie duși cât mai repede posibil la un medic veterinar. Știm că vă ocupați și de estetica animăluțelor și vreau să vă întreb până să ne spuneți exact ce servicii oferiți. Ce părere aveți de cei care își vopsesc căței, pisicile? Am văzut foarte multe astfel de cazuri, mai ales acum în ultima perioadă, pe rețelele de socializare.
Da, este un trend, să spunem așa, este la modă acest lucru. Un cățel devine tigrișor. Da, să știți că nu aș, sau cum să spun, există anumite cazuri în care acele substanțe sau acele vopsele pot să fie toxice, mai ales în anumite cantități. Și atunci aș fi puțin precaut cu această recomandare, deoarece chiar dacă nouă ni se par foarte amuzante și foarte drăguțe și ne impresionează foarte tare, aș fi puțin precaut pentru că există și cazuri în care apar probleme de intoxicații și nu numai, pot să apară chiar și probleme dermatologice. Acolo discutăm de scârpinat, discutăm de prurit, discutăm de alopecie, adică căderea părului din acea zonă, discutăm de mâncărime excesivă, discutăm de eritem, adică înroșirea acelei zone și pot să provoace și lucruri negative, deci nu numai lucruri pozitive. Și atunci aș fi puțin precaut și aș recomanda cu atenție folosirea acelor substanțe. Ne spălăm animalul de companie acasă sau venim la un cabinet veterinar? Putem să-l spălăm și acasă. Ideea este că trebuie să fim precauți cu anumite zone sau trebuie să avem în vedere anumite probleme care pot să apară. De exemplu, cele mai frecvente, să spunem așa, probleme care apar în aceste manopere este faptul că ajunge apă la nivelul urechilor și apar tot felul de otite, deoarece se dezvoltă bacterii acolo și se dezvoltă ciuperci, cum este malasezia, și pot să apară probleme dacă nu folosim niște produse speciale pentru animăluțe. Sunt unele persoane care vin la noi și ne povestesc că au spălat animăluțul cu substanțe pentru oameni sau au folosit pentru substanțe pentru despălat, care se spală ei pe cap sau substanțe pentru îngrijire corporală. De ce nu sunt bune substanțele cu care ne spălăm noi și pentru animăluțul nostru? Dacă nouă nu ne dăunează, de ce le dăunează lor? Pentru că ele au altfel pielea față de noi și atunci au nevoie de alte substanțe. Și pot să apară probleme. Acum nu la toate animăluțele, dar există un risc care poate să apară. Și atunci, din punctul meu de vedere, aici trebuie să avem grijă și să ne îngrijim de acest aspect. Ne tundem animăluțele vara. Am văzut foarte mulți bișoni, să spunem, tuns scurt, aproape până la piele. Este bine, nu este bine? Și la fel la bișon, dacă le tundem acel bretonaș sau nu? Da, se pot toaleta sau se pot trima sau se pot tunde cățeii. Este foarte important să avem grijă unde locuiesc, pentru că nu putem tunde un câine în timpul iernii, un câine cu păr lung, și să lăsăm afară pentru că va suferi de hipotermie. Dar de cele mai multe ori rasele toi sau rasele mici pot fi toaletate și le putem efectua aceste tunsori și toaletaje, mai ales pe timpul verii. La fel și gheruțele le tăiem noi acasă, este bine sau e mai bine să mergem la un cabinet specializat? Aș recomanda să mergem cu ele chiar și la un, să spunem așa, salon de grooming, un salon din ăsta de înfrumusețare pentru animăluțe. Este foarte bine să mergem și să le toaleteze, deoarece noi acasă putem să nu știm exact anatomia sau să nu știm exact cât de mult putem tăia din acea gheruță sau unghie și putem să producem traumă, putem să producem hemoragie, durere. Animăluțele acelea vor suferi și de cele mai multe ori când se întâmplă aceste lucruri vor evita foarte mult manopera aceasta. Adică mai vin la noi persoane și ne spun nu ne lasă să-i tăiem unghiuțele. Cel mai probabil au suferit o traumă și animăluțul a rămas cu să spunem așa, un sechel. Și nu, de aceea el evită, asociază această manoperă cu o traumă, cu o durere. Domnule doctor,
Știm că vrem să faceți și un anunț. Este vorba de o cățelușă care își caută stăpânul. Ce ne puteți spune? Sigur, zilele vedem trecute. Și poze în acest da, vedem pozele pe ecran. Este vorba despre un cățel, nu știm numele. Noi l-am poreclit Brăcuțu, deoarece este un brac german cu păr scurt, în vârstă de aproximativ 2-3 anișori. A fost găsit în zona Vile Noi, iar un domn drăguț a venit și l-a adus la noi la spital. Dacă cineva îl cunoaște, să ne recunoaște sigur să ne contacteze la spitalul veterinar. Dacă nimeni nu va veni după el în următoarea perioadă, ne gândim să-l dăm spre adopție. Ce înseamnă următoarea perioadă? Următoarele zile. Dacă nimeni nu vine în următoarea săptămână, noi îl vom oferi spre adopție. Dacă este vreun doritor sau ne poate scrie și primul venit, primul servit, să spunem așa. Cam ce vârstă are și dacă are probleme de sănătate? Nu are nicio problemă de sănătate, l-am consultat, l-am deparazitat, l-am și vaccinat. Este în pensiunea noastră din cadrul spitalului și este un cățel jucăuș. Chiar s-a jucat cu câțiva căței din pensiune, nu a prezentat nicio reacție agresivă, este prietenos cu oamenii. Din punctul nostru de vedere, este un cățel ușor de dat spre adopție. Acum, bineînțeles, trebuie să luăm un pic în considerare și rasa, pentru că este o rasă de căței de vânătoare și cel mai probabil instinctele lui de vânătoare nu sunt abolite și atunci pentru cine, dacă va fi spre adopție, trebuie să ne gândim să nu avem găini prin priajmă sau alte animale de talie mică. Dar este potrivit pentru un apartament și pentru copii? Pentru copii, da. Pentru apartament, nu prea, pentru că, după cum știm, bracii germani sunt niște câini foarte activi și au nevoie de spațiu, au nevoie de activitate și, foarte important, au nevoie de timp. Trebuie să le oferim mult timp ca să nu provoace stricăciuni, să zicem așa, să ne roadă păpucii sau să ne roadă mobila sau temirce, să mai... distrugeri să mai provoace. Ei rod indiferent de vârstă sau nu? Pentru că știm că foarte multe animăluțe rod atunci când încep dinții să le crească. Da, pot să. Acum, asta este cel mai frecvent sau asta întâlnim cel mai frecvent. Animăluțele tinere, atunci când își schimbă dentiția, își schimbă dinții, din cei de lapte în cei definitivi, pot să mai aibă așa o mică durere sau un disconfort și atunci apare această, să spunem așa, apare rosul. Iar animăluțele care sunt mai în vârstă sau animăluțele adulte care continuă să își aibă acest obicei, de cele mai multe ori se plictisesc, nu au activitate. Ce le spuneți celor care și-ar dori un animăluț, dar tocmai din acest motiv, din frica aceasta să nu le roadă prin casă, nu își cumpără? Să le ofere mai mult timp, în primul rând. Să stea cu ei cât de mult posibil și să nu rămână singuri. Că e normal, animăluțul, dacă rămâne singur în casă sau nu are activitate, e clar că va produce aceste distrugeri. Acele jucării pentru ros ne salvează de această problemă sau cățelușul nostru tot un fotoliu, o pernă, o saltea preferă sau un papuc? Uneori da, uneori nu. Depinde foarte mult de la caz la caz. Iarăși aici aș atrage puțin atenția jucăriilor pentru că există și posibilitatea ca animăluțele noastre să mănânce sau să înghită bucăți din acele jucării. Chiar zilele trecute am efectuat o endoscopie la o cățelușă de Labrador în vârstă de 6 ani, care a înghițit o bucată de, cred că o bucată de plastic dintr-o jucărie, ceva tip farfurie. Și a trebuit să intervenim endoscopic, să o extragem de la nivelul stomacului. Deci aș recomanda și aici puțină atenție. Doctor, mă reîntor la acel cățel pierdut. Să înțelegem că nu avea nici chip,
nici acel medalion la gât. Nu, din păcate, nu avea nici chip și nici nu are nici medalion. Atunci ar fi fost mult mai ușor să-i găsiți proprietarul, nu? Sigur că da, sigur că da. Vreau să ne spuneți cât de important este acest chip. Poate să, de exemplu, în primul rând, din punct de vedere legal, noi suntem proprietarii acelui animăluț, iar în al doilea rând, poate să ajute în aceste circumstanțe neplăcute, când ne pierdem animăluțul. Acest chip, fiind scanat cu un aparat special, poate să fie introdus, acele cifre din chip sunt introduse într-o bază de date națională, Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, unde fiecare proprietar este înregistrat cu număr de telefon, adresă, și putem să îi contactăm mai ușor să vină după animăluț. Domnule doctor, pentru că ne apropiem ușor de finalul emisiunii, aș vrea să ne spuneți cine poate participa la inaugurarea computerului tomograf. Toată lumea sau nu? Se merge doar pe bază de invitații. Toată lumea poate să vină care are un animăluț. Este invitată atât clienții noștri, cât și alte persoane din afară, din exterior. Pot să vină cu un animăluț la inaugurarea din 2 septembrie, la ora 18, la ora 6 seara. Vom avea inaugurarea cu toți clienții noștri, vom avea echipa alături de noi și vom oferi recompense pentru animăluțele care ne trec pragul. Ce recompense oferiți? Veți vedea, este surpriză. Poate da. Astfel, măcar pentru recompense, câteva persoane se vor gândi să adopte un cățel sau o pisică de la adăpost și să vină. Cei care nu au animăluțe pot veni și ei, dacă sunt curioși și vor să vadă, poate își vor lua între timp, având în vedere că vor sigur avea, că, în cazul în care se îmbolnăvesc animăluțele, vor avea unde merge sigur să le trateze. Da. Sigur că da. Ce vă doriți cel mai mult în acest moment din punct de vedere al carierei dumneavoastră? Deja aveți un spital veterinar, ați făcut foarte multe investiții, care ar fi pașii următori? Să spunem așa, ne dorim foarte mult să creștem nivelul, să spunem, de calitate al actului medical și ne dorim foarte mult să rămânem o echipă puternică și ne dorim foarte mult să acordăm îngrijirea medicală de care toate animăluțele au nevoie. Cât de important este ca medicii veterinari să aibă totuși o relație bună între ei și să colaboreze? Știu că dumneavoastră colaborați și cu medici din București. Nu v-ați ferit niciodată de acest lucru. Da, absolut. Avem colaborări foarte bune cu centre specializate din țară. De asemenea, avem colaborări foarte bune cu profesori de la nivelul facultăților. Chiar mai mult avem contracte cu ei. Vin la noi destul de des. Efectuăm, să spunem, intervenții, efectuăm manopere medicale împreună și prin acest lucru ne ajută foarte mult și ajută foarte mult animăluțele. De asemenea, avem colaborări cu medici din exteriorul țării, din Italia, Anglia, avem colaborări foarte bune. Chiar mai mult pentru acest computer tomograf avem o colaborare foarte bună cu un medic român stabilit la facultate în Elveția. Deci toate examenele CT-ului sunt trimise la el și în cel mai scurt timp posibil el ne trimite rezultatele. Computer tomograf aveți, teste pentru alergene aveți, dar aveți și un serviciu non-stop foarte important. Da, avem și un serviciu non-stop, putem oferi servicii 24/7, avem colegi care sunt pe tura de noapte, facem cu schimbul și oferim atât consultații, tratamente, de multe ori este nevoie și de, sau sunt nevoie și de intervenții chirurgicale pe timp de noapte. Domnule doctor, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cei care au animăluțe, dar și pentru copiii care au animăluțe? Să aveți grijă de animăluțele voastre, să le iubiți, să le oferiți afecțiune,
să le duceți la medicul veterinar când vedeți cel mai mic semn. Nu le lăsați până în ultimul moment. Să nu fiți speriați de medicii veterinari, pentru că ei sunt acolo să vă ajute, sunt acolo să vă dea o mână de ajutor și de asemenea să le iubiți. Să vă mai rog acum la finalul emisiunii să transmiteți dumneavoastră celor care ne-au privit invitația la inaugurarea care va avea loc și să le spuneți când anume va avea loc. Vă invităm în cadrul Spitalului Adivet în data de 2 septembrie la ora 18 pentru inaugurarea Centrului de Imagistică Veterinară. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor. O zi frumoasă să aveți! Rapid, profesionist și eficient, Dedechim, compania numărul 1 din vestul țării, oferă servicii de top în domeniul deratizării, dezinsecției, dezinfecției și tratamentelor fitosanitare. Cu experiență de 30 de ani pe piață, specialiștii Dedechim vă ajută cu cele mai bune soluții pentru combaterea dăunătorilor de mici și mari dimensiuni, indiferent de spațiu interior sau exterior. Personalul calificat și autorizat pentru astfel de lucrări intervine cu cele mai potrivite metode și produse performante în locuințe, în scările blocurilor, instituții publice, birouri, spații comerciale, unități medicale și școlare. Se acționează operativ pe domeniul public în parcuri și zone verzi. Calitatea serviciilor Dedechim are ca scop protejarea sănătății publice și îmbunătățirea vieții oamenilor. Dedechim, un plus de siguranță pentru dumneavoastră. Veniți cu mic, cu mare! Iar dăm cărucioare! Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it, love. La MedLife iubim să vedem oameni fericiți, iar asta le face medici buni. Vino la Catena! Super campania frumuseții a luat startul! Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, Rilastin, Ducre, Aven, Bioderma și Gerovital Derma Plus cu reduceri de până la 40%. Ați votat Catena, lanțul cu cel mai bun raport calitate-preț din România. Vă mulțumim! La cel mai înalt, vă spuneam, între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Cei doi se acuză reciproc de faptul că nu fac suficient sau poate chiar că unii dintre ei știau de anumite abuzuri. O să vedeți până unde duce acest scandal și încercăm să vedem care este și dedesubtul acestor situații extrem, extrem de controversate. Apar însă de asemenea detalii, doamnelor, domnilor, și în ceea ce privește cartea lui Nicolae Ciucă. O să vedeți imediat și ultimele atacuri. Deja este explozie, dacă vreți, pe scena politică. Se vorbește despre biblioteci cu sticle de alcool. Vin și replicile și sunt unele extrem de acide. Le vedem împreună pe toate în câteva clipe. Discutăm de asemenea despre situația de pe front. Deja au